Bineați, dragile mele! Ce mai faceți? Astăzi m-am gândit ca... Pentru că este o zi glorioasă, absolut minunată și plină de soare și de energie. Nu știu, mi-a dat cafeaua de dimineață, mi-a dat o energie absolut fantastică. Prin urmare, mi-am mai făcut una, ca să fiu sigură că se menține energia. Și m-am gândit să facem un Get Ready With Me cu produsele din ultimul haul. În cazul în care ne-ați văzut, în ultimul haul de cosmetice, am luat câteva produse de la Notino și m-am gândit să le punem la treabă astăzi. De-aia nici nu le-am testat, nu v-am făcut prea multe swatch-uri și n-am povestit prea mult în clipul ăla, pentru că aveam de gând să fac un Get Ready With Me, să le testez de față cu voi, să vedeți și voi cum se comportă și după aceea mai discutăm, nu știu. Mă gândesc să fac și un check-in, check-out, ceva, să fac așa un update la final de zi, să vedeți cum se comportă. De-aia mă prezint în fața voastră cu fața super, super clean. Tocmai ce mi-am spălat mutrișoara, stați așa că mi-am adus aminte că vreau ceva, vreau ăsta și vă explic imediat ce este acel ceva. Așa, deci tocmai ce mi-am curățat mutrișoara, m-am hidratat-o, mi-am făcut toată rutina de skincare de dimineață. Parcă aș vrea și ceva care să-mi țină părul. Aha, avem și ceva care să-mi țină părul, yes. Așa, și pe stilul nostru clasic deja, pe măsură ce ne punem cornițele și pe măsură ce ne machiem, mai și povestim una alta. Și ar trebui să încep prin a vă spune că a venit deja vara, cel puțin mie așa mi se pare. Și pe lângă asta, nu știu dacă observați, dar mi-am înlocuit, finally, a dat domnul, în sfârșit, să-mi iau și o oglindă din asta de mână și să o folosesc pe asta, să nu mai folosesc paletele. Da. Pe lângă asta am constatat cu stupoare că am o pată aici, am o pată, ceea ce mă deranjează foarte tare pentru că e în mijlocul frunții. Eu mai am multe pete pe față, de la soare, de la distrui, de la acnee, dar am o pată fix aici. Am avut un coș aici și nu știu de ce s-a întâmplat acea pată și mă deranjează, dar să sperăm că cu niște... vitamina C, cu niște retinol, cu niște... chestii de-astea se duce în timp, că nu mă aștept să se ducă de pe zi pe alta. Așa, vă ziceam că ce e chestia asta? Asta este o chestie pe care am luat-o de la Sephora. Este cu un burețel așa. O să vi-o linkuiesc în descriere dacă o mai găsesc, că bănuiesc că există. Stați că are un fir de păr. Aha. E un burețel din ăsta mai aspru, în care, cu care îți cureți pensulele. Dacă ai ceva, nu știu, pudră pe pensulă, dai pe aici așa, pe burețelul ăsta și nu știu, se întâmplă ceva prin frecare, că ia pudra, ia fardul de pe ăsta, știți? Și când nu ai pensulele curate, ca în cazul meu, pentru că cineva nu și-a spălat pensulele, așa, poți să cureți de fard aici ca să nu se amestece fardul. Bun, dar zic, întâi de toate, să începem cu mutrișoara. Am așa, am produsele din ultimul haul și mai am câteva produse pe care vreau să le testez împreună cu voi. Bază nu aplic pentru că am pus am pus crema aia de la Innisfree, aia luminoasă și n-are sens. O să folosesc fondul ăsta de ten pe care eu deja îl iubesc, ăsta de la Maybelline Dream Urban Cover și m-a surprins să văd că multă lume nu știe de el și nu știe că are SPF 50, ceea ce mi se pare puțin ciudat, dar după aia, gândindu-mă eu puțin mai bine, mi-am dat seama că e normal să nu știe multă lume de acest fond de ten, pentru că nu se găsește în magazine, singurul loc în care îl găsiți este online, nu știu dacă doar pe Notino, dar cu siguranță numai online îl găsiți și este foarte trist, pentru că este un fond de ten foarte, foarte bun, în special pentru persoanele cu tenul uscat sau cu tenul deshidratat și mai ales că are SPF 50, este foarte bun ca un aport de SPF. Acum eu v-aș ruga să nu vă bazați doar pe fondul ăsta de ten în ceea ce privește SPF-ul, adică să aplicați și o cremă sau măcar ceva peste cu SPF, dar după cum vedeți, uitați diferență, stați că brusc mi-a apărut ceva în ochi, așa, uitați diferența dintre obrazul ăsta și obrazul ăsta doar tapotând așa un pic, da? Prin urmare, este un fond de ten cu acoperire foarte, foarte bună din punctul meu de vedere, foarte lejer,
Deci nu îl simți pe față, nu simți că este încărcat, că e gros, că mai ales pentru perioada asta de vară, de primăvară-vară, chiar nu simți că ți-ar încărca tenul și că ar arăta cumva cakey sau ceva de genul ăsta și o să vedeți că se așează foarte, foarte bine. Așa. Și eu cred că este un fond de ten care merită un pic mai multă atenție, dar din păcate, da, nu se găsește în magazine și bănuiesc că de-aia nici multă lume nu știe de el. Eu i-am făcut un first impression când a apărut la noi, pentru că îl văzusem la tate și eram super hype, super încântată să-l încerc și eu, tocmai pentru că are SPF 50. Cred că este pe canalul celălalt first impression-ul, dar oricum vi-l linkuiesc în descriere și pe ăla, ca să vedeți de atunci impresiile mele. Eu am nuanța 103 Pure Ivory, dacă vă interesează, asta e nuanța mea de bază, dar pe mai încolo, pe la vară, va trebui să schimb, să trec iar la 111, dar m-am încăpățânat să o iau tot pe asta deschisă. Așa. Și uitați cât de bine acoperă. Deci acoperă super bine și fără prea mult efort. Adică n-am avut nevoie de prea mult tam-tam ca să... Și mi-a acoperit și pana aia. Așa, și îl duc peste tot. Și chiar dacă e luminos, nu mi-o evidențiază porii. Știți? Asta îmi place la el. Și v-am zis, este lejer. Nu simți că l-ai pe față, se setează destul de bine, destul de repede. Așa, apoi, de la Maybelline trecem la Pat McGrath, pentru că vreau să încerc concealerul ăsta, deși s-ar putea să nu fie tama nuanța mea bună. Este 1,5, dacă nu mă înșel ăsta. Da, 1,5, s-ar putea să nu fie tocmai nuanța potrivită. But we try, pentru că mi-a spus mie o păsărică, mi-a șoptit mie o păsărică, cum că ăsta ar fi un dupe, ar avea un dupe foarte accesibil, adică ăsta este aproape 200 de lei și dupul lui este 20 de lei. Și vreau să văd dacă este adevărat sau nu. Deși la prima vedere era să... aveam tendința să contrazic acea păsărică, cred că are dreptate. Just saying. Să-mi ziceți dacă vreți să vă divulg secretul. Care-i dupul pentru Pat McGrath? Și pentru... și poate fac un clip. Îmi ziceți și le comparăm. Da, puțin textura este diferită. Da, foarte puțin. Foarte, foarte puțin. Așa, și în alte ordine de idei, până mai blânduiesc eu aici și mai fac eu de lucru, voiam să vă zic că mă bucur tare mult că v-a plăcut vlogul din grădină. Și v-a plăcut că v-am povestit așa de ce se mai întâmplă prin grădină și că vă arăt ce se încălare mai sunt lucrurile prin grădina pe la mine. Am să mai fac, pentru că am văzut că vă mai vreți și voi mai face. Dar, nu vă așteptați la chestii super spectaculoase, pentru că na, nu se întâmplă lucruri extraordinar de spectaculoase. Eu nu m-apuc de agricultură. Așa, acum vom testa această pudră de la Huda Beauty, care iarăși am auzit că e super lăudată și mega extra iubită de multă lume și care nu vrea să iasă în ăsta. Se ia mai repede dacă pun așa, că nu vrea să iasă. Și ce mă deranjează la pudra asta de la Huda? Că este cam parfumată. Adică se putea și fără atâta parfum. Zic eu. Așa, mulțumesc. Huda. Este cam parfumată. Și nu are un parfum așa de... să zici că... așa, e un parfum de parfum.
Adică miroase a parfum. Deci că e spreiat parfum peste. Nu e foarte puternic, dar totuși ar fi putut să se trească și fără. Voi vedeți ceva interesant? Că mie nu mi se pare nimic interesant de la pudra asta. Adică nu prea mă dă pe spate. Da. Nu prea mă dă pe spate pudra asta, sincer să fiu. Adică e ok, dar... Așa, revenind, că am avut un mic episod. Că da, la noi se dau cu petarde. Anyway, trecem peste. Sprâncene. O să folosesc brow gel-ul ăsta de la Maybelline, pe care l-ați văzut și în... în haul. Ce vreau să zic este că n-am folosit în afară de ce? Ce am folosit? Am folosit rujul de la Maybelline, n-am folosit nimic din haul-ul ăla pentru că am vrut să fac și un fel de first impression. Mă rog, first impression mai mult pentru mine, vă dați seama că astea nu sunt produse neapărat noi, exceptând colecția Disney de la Catrice, nu sunt produse noi. Să ne facem și sprâncenele. Să vedem dacă ăsta este suficient de deschis. Că v-am zis că am o problemă cu toate produsele astea de sprâncene care îmi fac sprâncenele mai închise decât sunt în realitate. Rog, ăsta nu e închis, dar e tot așa un rece, o nuanță rece. Dar văd că se aplică destul de ok. Eu personal nu ader la sprâncenele alea de tip șovolan, sprâncenele alea zbârlite. Nu știu, iar a nebunit lumea cu sprâncenele, jur, deci nu pot să înțeleg ce se întâmplă. Îmi place periuța asta că, uite, pot să maschez aici că nu am sprânceană în față, ceea ce este bine. Bă, sincer, nu știu ce să zic de gelul ăsta. Sunt așa, între... I don't know. Habar n-am. Să vedem cum se vede și pe cameră, pentru că de multe ori se vede diferit pe cameră decât se vede în realitate. Dar în realitate mi se pare destul de artificial. Adică nu prea mă încântă felul în care arată. Bun. Și acum, hai să trecem la minunăția asta de paletă de la Catrice Marie. Din colecția cu Disney. V-am zis că mi se pare foarte, foarte drăguță. Îmi place cum arată, îmi place prezentarea, îmi plac culorile. Și vom începe cu... mai trebuie să aflu și ce nuanță. Și voi începe cu nuanța Toulouse, care sună foarte drăguț. Toulouse parcă era unul dintre frățiorii lui Marie, nu? Parcă. Întreb și eu, nu mai știu. Să știți că eu am văzut pisicile aristocrate, apropo de asta, le-am văzut destul de târziu. Și când spun târziu, ce pigmentate e! Un pic, am aplicat și uitați. Îmi place. 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 Toulouse parcă era unul din frățiorii lui Marie? I don't know. Am zis că am văzut pisicile aristocrate destul de târziu. Eu n-am fost... Și îmi dau seama că nuanța asta seamănă foarte mult cu rochia de pe mine. Eu n-am avut de asta, să-i zic, televizor când eram copil. Mă rog, am avut, dar mai târziu, așa, mai spre adolescență încolo, nu când eram mică și am pierdut foarte multe din desenele și chestiile pe care le-au văzut copiii de vârsta mea. Apoi, vom lua nuanța Daydreamer, care este o nuanță de roz deschis. Da, pare destul de prăfoasă asta, cealaltă nu părea să fie așa prăfoasă, dar nu mă deranjează atât de tare. V-am zis că nu mă deranjează când sunt prăfoase farturile, doar să nu fie atât de prăfoase încât să nu se lipească pe pleoapă. Și ca bază am aplicat tot anticearcă, nu de la Pat McGrath. Așa că... Și cu asta încerc să... Da, e cam prăfoasă, e mai prăfoasă decât cealaltă. Nu știu dacă vedeți. Daydreamer este asta, din mijloc, și se vede că a lăsat mai mult rezidu decât cealaltă. Dar, v-am zis, nu este neapărat un impediment pentru mine aspectul ăsta. Dar e bine de reținut când
faci machiajul, să ai grijă. Așa, apoi vreau o pensulă mai micuță, mă rog frumos. Mă iertați, dar m-au enervat ăștia cu pocnitorile. Că dau ca să-mi sperie câinii. Și m-au enervat cumplit. Mai s-a... M-au luat pachetațiile. Dau ca să-mi sperie câinii și pisicile, că îi deranjează foarte tare, inclusiv dacă sunt la mine în curte. Dar nu-i problema, că ne descurcăm și cu aspectul ăsta. O mică schimbare de traseu astăzi și vom rezolva și această problemă. Apoi am să iau nuanța Duchess, care pare să aibă așa un șin, da, foarte subtil, care nu cred că o să mă deranjeze. O să fac swatch-uri pentru toate fardurile, ca să puteți să le vedeți mai bine pe toate și voi. Și evident, într-un singur clip nu am cum să folosesc toate fardurile din această paletă, prin urmare. Dar până acum sunt încântată de fardurile astea. Deci, cât am luat contact cu ele, mi se par foarte ok. Și nuanța asta este chiar foarte bună, chiar dacă are un pic de șin, nu se observă așa tare. Și este bună de pus aici în pliu, pentru a accentua culoarea asta din pliu. Bine, un pic mai intens machiajul decât aș purta eu în mod normal, într-o zi obișnuită, dar testăm și noi paleta asta și vedem. Ce îi lipsește acestei palete? Îi lipsește un crem foarte deschis. Toate nuanțele deschise sunt sidefate. Și lipsește un crem cu care aș blendui eu marginile. Prin urmare, voi lua tot paleta de la Huda și voi lua cremul ăsta. Uitați în ce hală arată paleta mea de la Huda, adică am folosit-o mult, pentru că asta e paleta mea de zi cu zi. O să iau ăsta din mijloc. Cremul ăsta care este aproape invizibil, dar de preferat nu cu asta, nu cu... Am să iau cremul ăsta. Și am să blenduiesc pe margini, așa, ca să mai aranjăm lucrurile pe aici. Nu le lăsăm chiar așa de capul doar. Când nu fac chestia asta, am senzația că machiajul este neterminat. Nu știu de ce, dar mie mi se pare că machiajul arată neterminat. Cumva... Tranziția se face mult mai soft dintre culoare și restul pielii, știți, în momentul în care ai grijă de aspectul ăsta și mi se pare că e... Da, deci nu pot să-mi iau ochii de la sprâncenele mele, mi se par foarte ciudate. Da, îmi plac nuanțele astea, arată foarte bine și acum să vedem ce punem pe pleoapă, că avem mai multe opțiuni de nuanțe sidefate și văd că e și una mai glittery așa, dar e prea închisă. Sunt și astea două nuanțe, două culori de la care nu știu ce să înțeleg, astea așa. Ia să vedem ce se întâmplă. Cute, nice, nice, arată bine. Și asta arată bine. Și mai bine. Da. I don't know. Ce să iau? Hai că voi lua cu... Stați să curățăm pensula bine, să nu se amestece cu alte farduri. Că vreau să văd exact cum se comportă. Light sau lit, nu știu, light cred că îi spune, este cea de aici care este sclipicioasă. Bun. Hai să vedem. Come to mama. Pe pensulă nu prea se ia. Excuse me. Pensula asta este cam tare. Da, pe pensula asta nu prea se ia. Este prea aspru. Și asta este mai degrabă un glitter. Nu prea arăta glitter. Dar este așa cumva holografic. Nu știu, mi se pare că are niște reflexii albastre. Ceea ce poate să fie foarte interesant. Ia, hai să vedem ce se aplică totuși cu degetul.
Și mă scuzați, dar ăsta e degetul meu de încredere în astfel de situații. Ia să vedem. Da, cred că s-a aplicat mai bine cu degetul decât cu pensula aia. Probabil cu altă pensulă s-ar aplica mai bine și dacă e umezită, cred că ar arăta mai bine. Dar îmi place culoarea, îmi place cum arată. Și ce să mai luăm? Să luăm Amour. Amour, mon amour. Asta pare să fie mai deschisă și mă gândesc că merge numai bine pe centrul ploapei. Da. Numai bine. Ok, și pentru arcadă, n-avem o nuanță care să mă... Asta ar putea să fie Amour, dar având în vedere că sunt două culori care trebuie combinate, mi-e cumva frică să o aplic pe arcadă, așa că voi reveni cu my trusty and beloved Mary Luminizer, că cu asta nu dau niciodată greș aici pe arcadă. Și cred că n-am să încetez niciodată să pun ceva si de fapt pe ploapa mobilă, pentru că eu am ochii negri. Știu că acum trendul este să mergem iarăși către din astea mate, către farduri mate, dar nu știu dacă aș putea vreodată să mă întorc la face un machiaj 100% mat, mai ales când e un machiaj mai complex, așa, când e un machiaj clasic, de zi cu zi, când stau acasă, nu am o problemă, pot să nici nu mă machiez. Dar așa, când vreau să pun mai multă culoare, nu cred că m-aș putea întoarce la a avea ploapa 100% mată, pentru că nuanțele astea si de fate sau, da, așa, care reflectă lumina cumva, îmi luminează ochii. Eu, având ochii negri, trebuie să am grijă să nu pun nuanțe închise, să nu-mi fac codițe negre, să nu pun prea mult creion negru, să nu... Știți? Trebuie să mă sperez de chestiile astea. Și asta, apropo, pentru persoanele care au ochii închiși la culoare, negri în speță, nu prea se vorbește. În general se vorbește despre ochi căprui, verzi, albaștri, dar niciodată nu se vorbește despre ochii negri. Și asta, să știți că e destul de greu de machiat un ochi negru, pentru că dacă ochii albaștri sunt cei considerați mereu tineri, sau ochii deschiși la culoare, în general sunt considerați mereu tineri, se spune că femeile care au ochii deschiși la culoare nu prea îmbătrânesc niciodată, și așa este, au un aspect mereu fresh, indiferent de vârsta pe care o au. Puteți să vă uitați la femei în vârstă de 80 de ani care au ochii super deschiși, albastru, gri, verde, deschis, super, super deschis, și vedeți că au așa o alură foarte tinerească, tocmai pentru că ochii sunt foarte deschiși la culoare. E, din păcate, noi cele cu ochii negri avem tendința de a părea mai bătrâne sau cumva mai reci, știți, și de-aia mă și feresc și de sprâncene închise la culoare și de culori închise în zona ochilor, pentru că deja culoarea ochilor mei deja transmit o anumită răceală și cumva înăsprește trăsăturile, și atunci mă feresc să mai fac și eu chestia asta. Și am observat că observant în clipuri, că totul editând de așa și uitându-mă la mine constant, că azi face parte din treaba asta, am observat că punând nuanțele astea deschise, si de fate, cumva încălzește nuanța ochilor și îi face mai calzi și mai primitori și nu atât de reci și nu atât de bătrânicioși eventual. Și da. Și acum, ce urmează? Urmează mascara. Că tot vorbeam de faptul că nu-mi pun din asta, cum îi zice, tuș la ochi și creion. Asta este The Colossal Big Bounce sau ceva, The Colossal Bounce. Nu, mascara de la Maybelline, la fel, ați văzut-o în haul. Și vreau să vedem cum se prezintă această mascara, pentru că unii o laudă, unii not so much. Sunt foarte curioasă de rezistență.
Mie personal îmi plac îmi place mascara din gama de Colossal, mai ales ale galbene. Cu ale albastre nu prea m-am înțeles. Cele din gama albastră sau mauve, tubul ăla mauve, cred că știți, alea cam toate mi se cerneau pe față. Deci, nu știu, am încercat vreo 3 din gama aia, toate mi s-au părut horror. Dar ale galbene, câte am încercat, cred că toate. Una, parcă am avut odată probleme, dar acolo suspectez că a fost o problemă mai degrabă de cum a fost păstrat produsul, decât problemă în sine cu produsul. Așa, cam așa arată cu două straturi ochii mei. Să vă zic sincer, nu sunt foarte impresionată. Adică alungește genele, dar în materie de volum, The Colossal Go Extreme, aia galbenă, este mai intensă în ceea ce privește volumul, adică dă mai mult volum decât asta. Ca să o compar cu una din gama ei. Nu e rea, adică nu e rea, e decentă, dar știu că Maybelline poate mai bine. Poate mai bine de atât. Așa, și încă un update, pudra deja s-a dus. Acum, ori pentru că m-am enervat eu mai devreme și m-au trecut căldurile și m-au trecut palpitațiile și așa, dar deja, uitați, deja pe aici lucim. Deja, și nici n-am terminat clipul ăsta, adică... Ce să mai ajute pentru mai târziu? Pudră. Rău, dar v-am zis, nu cred că rezistă în condițiile astea, nu cred că rezistă toată ziua. Rău n-arată, dar nu mi se pare că este o pudră care să-și mete banii ăștia. Deocamdată nu cred, nu m-a impresionat. Bun, apoi, ce avem pe ordinea de zi? Bronzerul tot din colecția cu Disney, de la Catrice, tot cel cu Marie, pentru că este cel mai deschis și pentru că prefer să nu mă fac foarte închisă cu bronzerul, adică prefer un bronzer mai deschis, așa, nu foarte, foarte închis, că nu e cazul. Eu nu sunt atât de închisă la ten încât să pot permite să pun un bronzer super închis, cel din colecția cu Lady, din gama cu Lady, colecția cu Lady, habar n-am cum să-i zic, din gama cu Lady părea mai închis și mai rece. Și ăla probabil ar fi fost mai bun pentru contur, dar ia să vedem ce faci, ce știe acest bronzer să facă. Este foarte discret în primul rând. Miroase bine, are un miros foarte discret de cocos. A, uite, că se vede. A, îmi place cum s-aplică, îmi place cum s-aplică. Este foarte natural. Este un bronzer foarte natural și... Uite, se aplică foarte frumos. Se aplică așa aerat. Mai ales cu pensula asta, se aplică destul de aerat. Ia să dai așa aici. Și v-am spus, dacă veniți cu bronzerul pe bărbie, întotdeauna să îl întindeți și aici în jos. Întotdeauna, ca să arate uniform, că altfel arată ca și cum vă taie cineva capul. Dar se întinde foarte frumos și este, nu știu cum îl vedeți voi pe cameră, dacă se observă, pentru că are tendința să reducă mult din culori și să le spălăcească camera, mai ales în lumină naturală, dar se vede foarte frumos. Se vede foarte natural, așa, nu știu, nu e, nici culoarea nu e fake și nici aplicarea, felul în care se aplică. Se aplică foarte bine. Îmi place. We like it. Da, it's a win. This one, it's a win din start. Îmi place. Chiar dacă nu rezistă super mult pe ten, pe mine nu mă deranjează, prefer să fie așa mai discret decât să fie super evident și să stea toată ziua. Da. Și e bine că nu e super pigmentat din prima. Ia să vedem. Da, e pigmentat, dar nu super pigmentat, astfel încât dacă ai tendința să aplici mai mult, să nu te ia valul, să nu arate rău. Așa, apoi continuăm cu o țărât de blush.
de care n-avem din colecția de la Cadiz cu Disney. Am luat. Nici nu știu, este? Habana. Așa. Same old, same old. Frat boy, Sfântul frat boy. Partea asta parcă am aplicat un pic mai mult bronzer. Wow, dar arată foarte bine bronzerul, arată super natural. Îmi place mult de tot. Place cum arată. Ia asta. Facem ceva. O să mai am un pic de pudră. Tot de la Huda. Și nu-mi place deloc chestia asta de la ei. Nu-mi place că aici are pânză în loc de plasticul ăla clasic. Și lasă destul de greu să treacă pudra. Și o să iau... Vedeți? Când aplici un pic mai mult bronzer decât vrei și dacă ți se pare prea mult, vii cu puțină pudră și difuzezi. Încep de pe margini ca să... Așa, și după aia te duci peste și gata. S-a rezolvat problema. Nu mai așa de... Wow! Intens. Dar oricum, nu e problemă că la mine nu rezistă mult. Asta nu... E ca și cum ar sta pe mine blașul sau bronzerul. Se duc destul de repede. Un pic de iluminator aici și aici și că toți suntem la țară. Așa. Așa. Bun, acum vom trece la aplicarea rujului și voi folosi acest ruj pentru că sunt foarte încântată. Da, pe ăsta l-am folosit, v-am zis, că eram foarte curioasă. Asta mi-a zis Eugenia că e bun și chiar mi s-a părut foarte interesant. Uitați că e greu să vorbești din ce l-aplici. Nuanța 85 Change is good. Cumva este ironică. Numele, este ironic numele nuanței, dar îmi place foarte tare. Poate e puțin prea închis pentru vară, pentru primăvară, dar mie mi se pare ok. Pentru seara, cel puțin, cred că o să fie ok și mi se pare că e o nuanță foarte plăcută. E un roz din ăla pudrat, mai închis. Așa se potrivește foarte bine cu tot machiajul meu de astăzi. Hai să-l aplicăm și pe ăsta din colecția cu Lady, de la Catrice. Ăsta este un maro. Și asta este satinat. Asta este Richard Mar. Să vedem ce obținem. Da, i-a dat o notă mai portocalie așa. Dar asta nu e atât de pigmentat ca asta de la Maybelline. Îmi place foarte tare asta de la Maybelline. A avut dreptate Eugenia. Se simte ca o spumă pe buze. Exact ca o spumă așa plăcută se simte pe buze și îmi place. Îmi place foarte tare cum arată, cum se simte. Și cum se duce, v-am zis, l-am purtat odată și mi s-a părut că e super ok. Și ne dăm jos cornițele. Și cam asta este machiajul meu de astăzi. Ca să recapitulăm, avem așa, fondul de ten de la Maybelline Dream Urban Cover, pe care eu știu deja că îl iubesc, că e a treia oară când îl cumpăr și este minunat și îl folosesc deja de 2 ani, cred, și îmi place foarte tare. Apoi, anticeargă nu de la Pat McGrath. Rămâne de văzut cum se comportă. Deocamdată arată bine sub piele, dar cred cu tărie, da, am ajuns și eu la concluzia că are un dupe de 20 de lei. O să vedem. Așa, cum se comportă pe parcursul zilei. Apoi, ce mai am? Pudra de la Huda. Deja știți că nu sunt foarte încântată, pentru că, da, e ok. Setează machiajul destul de bine, dar se duce destul de repede. Deja ați văzut că a fost nevoie să aplic un al doilea strat. Nu prea mă încântă treaba asta, dar în rest, da, blurează puțin porii, e ok-ish, adică nu e o pudră rea, dar mă așteptam la mai mult din partea ei, având în vedere că este o pudră atât de scumpă. Apoi, sprâncenele, acum că sunt machiată, par mai ok, nemachiată, păream un mic yeti. Nu știu încă ce să zic, mă mai gândesc în ceea ce privește gelul ăsta de sprâncene. Fardurile.
îmi plac, până acum îmi plac foarte tare, arată foarte bine, pigmentate. S-au blenduit, astea trei pe care le-am folosit eu s-au blenduit foarte bine, aceea sclipicioasă pe care am aplicat-o ușor duocrom așa pe ploapa mobilă, aia nu s-a aplicat cu pensula, dar cred că e de vină pensula mai degrabă, tind să dau vina pe pensula aia pentru că este o pensulă destul de yucky, așa, deci îmi place foarte tare. Mascara decentă, nu e rea, dar nici nu mă dă pe spate, adică nu mi se pare că e l-am zis, am din gama asta de la The Colossal, de la Maybelline, una mai bună, așa. Blush-ul ăsta, bronzer, genial. Cred că este top pentru mine. La fel și rujul ăsta, genial și ăsta. Și ăsta cred că îmi place, dar da, mai mult îmi place celălalt. Deci cam astea sunt impresiile generale până acum, până la momentul ăsta, în ceea ce privește machiajul meu. O să revin eventual cu un update pe final de zi, să vedem cam cum se comportă lucrurile și mai vorbim. Hello, my loves! Update-ul final pe seara asta era să mă duc să mă demachiez fără să vă vorbesc, fără să vă zic nimic de machiaj. Și mi-am adus aminte că am promis că fac un update final pe ziua de astăzi. Da, situația se prezintă cumva semi-tragică, nu știu cum să stau ca să mă vedeți mai bine. În sensul că, în primul rând, sunt foarte dezamăgită de mascara, deci s-a întins pe toată fața mea. O am, cred că și în plombe, dacă o caut bine, cred că și acolo este. Îmi place cum arată tenul, fondul ăsta de ten în continuare. Îmi place la fel de mult cum mi-a plăcut și înainte. E de adevărat, s-a mai dus de pe aici, pe aici, pe unde mi-am mai atins eu pe față, s-a mai dus, dar oricum mi se pare că arată bine tenul meu față de cum ar putea să arate. Așa. Dar mascara, nu știu cât de bine vedeți voi, dar s-a întins toată. Sunt plină pe aici de punctulețe, au căzut, a căzut multă din ea, m-am mânjit, încă am mai și șters-o, să știți, la un moment dat am și șters-o, am și pe aici, ceea ce este mirific, adică nu știu ce să zic. Gelul de sprâncene a rezistat foarte bine, fardurile au rezistat super bine, sunt foarte încântată de farduri. Bronzerul s-a dus, dar nu știu dacă e neapărat vina bronzerului, ci e vina mea, că în general se duce de pe tenul meu. Rujul s-a dus și el până la urmă, că am tot mâncat și nu l-am mai aplicat acum pe seară, dar a rezistat destul de mult și îmi place foarte tare. Deci cea mai mare nemulțumire o am față de mascara și nici pudra nu pot să zic că m-a impresionat. De asemenea, nu știu ce să zic de concealerul de la Pat McGrath. E ok, dar nu de 180 de lei, adică nu mi se pare că concealerul de la Pat McGrath e mai deosebit decât dupului de care v-am zis, adică ăla cred că rezistă la fel de bine, ba chiar un pic mai bine. Și pudra la fel, nu e cine știe ce, adică fixează, dar pentru scurt timp. Nu e cu nimic mai special decât o altă pudră. Nu știu, cred că pudra de la L'Oreal, Infailibilul de la L'Oreal și Match Perfection-ul de la Rimmel London rezistă mult mai bine decât asta, decât pudra de la Huda. Da, deci, de principiu sunt mulțumită de mare parte din produse, începând cu fardurile și cu bronzerul. Cu siguranță bronzerul este favoritul meu, apoi fardurile și acelea îmi plac foarte tare. Fondul de ten știam deja că îmi place. Mascara de sprâncene... decentă, da. Nu știu, nu prea mă mulțumește pe mine culoarea ei în sine, că în rest văd că de rezistat a rezistat foarte bine și este... adică am sprâncenele lipite, sprâncenele la locul lui. Poate am să mă împrietenez cu ea, nu știu, și e cea mai deschisă nuanță, dar are tonul ăsta cenușiu. Nu știu ce să zic, o să mă mai joc cu ea și o să vedem, dar în rest, v-am zis, cea mai mare dezamăgire este mascara. Nu mă așteptam să se întindă în halul ăsta. O să o încerc mâine cu un alt anticearcăn. Poate nu s-a înțeles cu concealerul de la Pat McGrath. Zic și eu, poate. Nu știu. Încerc. Vedem și vă mai țin eu la curent, vă mai povestesc eventual pe Instagram. Da, da, de principiu cam asta e fața mea, cu pori, cu coșuri, cu toate cele, cu luciu pe față.
Am avut o zi destul de plină, acum mă ocupasem de un DIY și de aia m-am aproape că m-am dus să mă demachez fără să mă mai vorbesc cu voi, că eram foarte concentrată pe DIY-ul meu și pe ce aveam de făcut. Am plantat o floricică în seara asta, deci am avut destul de activitate pe ziua de astăzi, am alergat mult prin soare, așa că e firesc să arate fața mea puțin mai lucios, dar mie mi se pare că arată chiar decent. Cam atât. Vreau să știu dacă voi ați încercat produsele astea, cum vi se par, ce impresie aveți voi despre ele, cum vi s-au părut până acum, dacă pentru voi sunt bune sau nu. Și de asemenea, dacă aveți alte recomandări, cu mare drag, le aștept. Nu uitați să veniți pe Instagram, să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum. Vă pup și ne vedem în următorul clip.